Cea mai modernă sală de sport din județul Suceava va fi inaugurată la sfârșitul acestei săptămâni în comuna Cornul Lungii. Obiectivul este finalizat încă de anul trecut, însă perioada pandemiei nu a fost considerată potrivită pentru organizarea unei deschideri oficiale. Sala sporturilor din Brăiești este construită după un proiect tip și este un obiectiv destinat practicării mai multor sporturi de masă, dar și desfășurării orelor de educație fizică în condiții deosebite. Investiția, ce se ridică la aproximativ 1 milioane de lei, aparține Companiei Naționale de Investiții și s-a materializat după ce proiectul primarului Gheorghe Fron a primit undă verde pentru finanțare. Festivitățile de inaugurare vor avea loc duminică 15 mai în prezența mai multor invitați. Elevii și profesorii merită cele mai bune condiții. Investițiile în educație au fost și rămân o prioritate pentru primăria comunei Cornul Lungii, iar sala sporturilor din Brăiești este dovada cea mai bună, a transmis primarul Gheorghe Fron.